Hristos a înviat. Dacă toți suntem în picioare, să mai urmărim două versete din Biblie scrise de Apostolul Pavel de data aceasta, din pușcărie bisericii din Filip, din Europa. Pagina Scriptură 1153, Filipeni, capitolul 3, versetul 10 și 11. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice preț, cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. Amen. Vă rog să reluați loc. În România, dintre cei patru copii a fratelui meu Ion, Rodi este aici cu Ionuț. Ei au misionat în Madagascar, de multe ori au slujit în Paris, este o biserică mare unde i-au mers. De data asta le-a pus viză și li s-a împlinit o dorință care nu prea credeau că li se va împlini, să poată să fie cu noi în America. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Marseara târziu, abia că ne-am întors din Londra, din Anglia, unde am avut vreo 8 servicii de evangelizare și alte vizite la bolnavi. Și Dumnezeu ne-a dat putere, încă suntem așa cu fusul orar, dar Dumnezeu ne-a dat putere să putem duce la capăt această lucrare. Dacă va voi Domnul, săptămâna viitoare va trebui să mergem în Canada, în Kitchener și Toronto pentru alte câteva evangelizări. Care doriți și vreți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Domnul să vă binecuvinteze. Este interesant, deja am auzit cuvinte frumoase și bine aranjate în subiect, unde să-L găsim pe Domnul, unde să-L căutăm și să putem să-L găsim. Și slavă Domnului pentru cei ce au inima deschisă și continuă să-L caute pe Domnul. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L până când este aproape. Să se lase cel rău de calea Lui și cel nelegiuit de păcatele Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, spune Isaia, într-o predică, într-un cuvânt. Este extraordinar în această dimineață evanghelistul Marcu, care a cam scris Evanghelia de la Petru, spune, interesant față de ceilalți, tinerelul acela, un înger al Domnului, era la mormântul gol. Și când femeile s-au dus, tinerelul acela a spus, nu este aici. A înviat. Doctorul Luca, în capitolul 24, scrie că de ce căutați pe cel ce este viu între cei morți? Nu este aici, am înviat, am vizitat Israelul de mai multe ori, de fiecare dată când am mers la mormânt, împreună cu soția de două ori am plecat genunchii într-o groapă goală, unde pe frontispiciu este scris, nu este aici, am înviat, slăvit să fie Domnul. Am putut să punem genunchii jos, să facem o rugăciune, să ne bucurăm că Domnul nostru trăiește și e viu și nu e într-un mormânt. Dacă ați observat în această dimineață, tinerelul acela a spus ceva așa interesant. Spuneți la prietenii lui, la discipolii lui, că doar v-a spus, o să aveți o întâlnire în Galileea. Dar spuneți-i și lui Petru. Ce avea cu el? De ce special la Petru? Așa cum ar fi în ziua asta, să ții o predică, dar să fie ceva special la cineva, spune și lui ăla. Este așa de important a fost Petru. De ce? Merita Petru doar câteva ore, nu? Foarte puțin timp de când Petru s-a lepădat de Domnul de trei ori, cu jurământe, cu mâna în sân, ca evreu, cu blesteme, cu jurământ. Nu-l cunosc. Și cerul transmite un mesaj special. Prin într-un tinerel, un înger. Spuneți-i la aia care au fost mai buni, dar spuneți-i și lui Petru, să vină și el. Poate că cineva în dimineața asta e aici cu inima strânsă, să simte vinovat
față de jertfa sfântă a Mântuitorului, care ne-a curățit prin sângele Lui de păcate. Dar cum spune Ioan în prima scrisoare, capitolul 2, de la versetul copilașilor, eu v-am predicat, v-am scris aceste lucruri să nu păcătuiți. Asta e voia lui Dumnezeu, să nu păcătuim. Asta vrea Dumnezeu, să ne luptăm pe viață și moarte, să ne ferim de păcat, să fugim de el, dar dacă totuși cineva a păcătuit, cum de fapt suntem toți, avem la Tatăl un mijlocitor care trăiește, Iisus Hristos, Domnul. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. Și nu e numai al nostru, oameni buni, ci al lumii întregi. Trăiește Salvatorul, mijlocitorul, lawyerul, avocatul. În dimineața asta trăiește și ne poate ajuta. Spune-i și lui Petru. Petru, sărmanul de el, simțindu-se așa de vinovat, parcă văd când a dus mesajul, și eu, nu e aici Petru, dar ești tu aici, și eu, da, a zis să vii și tu. Îți place mesajul ăsta în dimineața asta? Și tu, cât ai fi de vinovat, Iisus te așteaptă, Iisus a înviat din morți, Iisus vrea să se întâlnească cu tine. Asta e foarte important. Ce poate să fie mai important pentru un bolnav, pentru un beteag, decât o șansă, cineva să-l vindece? Paștele trecut le-am petrecut anul trecut în Spania. După cele 5 evanghelizări am venit acasă și au stabilit doctorii diagnostic și m-au trecut pe lista morții, cancer, gradul 4, metastază, și pe ficat s-a dus și am intrat pe lista morților. Ce mult doream și am așteptat și eu un vindecător, că asta așteaptă un bolnav, vindecarea. Mai interesant e să vină învierea în lumea morților. Să vină viața între morți. Învierea e un act al lui Dumnezeu de putere. Învierea nu e ceva omenesc. Învierea nu o poate face nimeni. Că s-ar învia oamenii unii pe alții. Dar noi ne îngropăm unii pe alții. Morții ăștia din Valea Umbrelor, morții, pe care i-a dus Adam prin păcatele lui în moarte, aveau nevoie de unul, din sămânția femeii să vină viața între morți, să vină învierea, și asta la mormântul lui Lazar. Domnul Iisus a spus la surorile lui Lazar, eu sunt, știți cine este? Eu sunt învierea și viața. Amen. Binecuvântat să fie Domnul Iisus care e viu. Și Maria și Marta au fost interesat când au auzit, fratele vostru va învia. Da, în ziua de apoi se va întâmpla asta, știm din cărți. Nu. Fratele vostru va învia acum, pentru că eu sunt învierea și sunt aici. Să fie Hristos aici în dimineața asta și poate să învieze morți. Că n-am venit la șezătoare aici să ne vedem unul pe alții. E fain asta. Noi am venit în fața lui Hristos care e viu, tot declarăm asta, și care face minuni. Și cea mai mare minune din mort, să fie viu. Un păcătos mizerabil, astăzi să fie viu. Căci Hristos este viață. Și în lumea asta a venit Hristos și a spus, uite, ca să știți că eu sunt învierea, s-a dus la mormântul lui Lazar. Și a poruncit învierea. Învierea este puterea lui Dumnezeu. O să vedem câteva lucruri, asta așa treacă, mai trebuie să cânte corul și fanfara, mai sunt, așa e de sărbătoare. Dar o să fugim așa printre ele, așa puțin, câțiva pași. Și Domnul Iisus a dus și a dat ordin, pentru că El este învierea. Și ca să învieze cineva, trebuie cineva mai tare decât moartea. Trebuie să cineva în fața unui mort să fie mai tare decât moartea. Și oameni nu-s din ăștia.
Numai Fiul lui Dumnezeu a călcat cu moartea pe moarte și a dat viață morților. Amen. Ăsta este Mântuitorul nostru. Ne-am îndrăgostit de El. Ne place. Nimeni n-a putut veni în moarte după noi. Numai învierea, viața. Și Apostolul Pavel zice, vreau, mereu vreau să-L cunosc mai bine pe El. Să-L cunosc cine e El, ce poate să facă El. Îmi place să mă fac părtaș la suferințele Lui. Vreau să mă lipesc de El, să seamăn cu El. Vreau să fiu ca moartea Lui, să se completeze în mine ce mai trebuie. Vreau să cunosc, vreau să experimentez puterea învierii Lui. Aleluia. N-ai făcut nimic. O viață poți să faci, să cânti, să faci ce vrei, dacă nu ești la învierea din morți prezent. Noi, orice facem, trebuie să fim cu ochii pe învierea morților. Și Apostolul cu strângere de inimă, dacă se va putea, că nu-i ușor să intri în cer. E o luptă teribilă. Oare vom ajunge să auzim goarna aia când va suna să înviem și noi? Că nu toți vor învia. Vor învia ei mai apoi la judecat. Dar eu și toți care suntem aici dorim în această zi să fim la învierea din morți. Apostolul a vrut neapărat asta, dacă e cu putință. Și a lăsat rugăciunea din pușcărie și zis fraților din Filipi, asta e dorința mea, continuu să-L cunosc mai bine, vreau să lucrez cu El continuu, indiferent cât costă să suferi, să seamăn cu El și dacă se poate, să fiu la învierea din morți. Vreau să vedem măcar câteva lucruri, o să le spun repede. Șapte v-ați speriat, le spun repede. Șapte binecuvântări, șapte lucruri care pot izvori din învierea Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă fac curioși ca să le urmărim așa în viteză și eu să le studiați mai mult dumneavoastră. Numărul 1, care iese din învierea Domnului Iisus și nu poate fi altul în locul Lui, este cam așa. Pavel, rob al lui Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care a făgăduit-o mai dinainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi, ea privește pe Fiul Său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere, subliniați lucrul ăsta cu putere, Romani, citesc din Romani, capitolul 1, versetul 1 la 4, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Știți ce a făcut învierea Domnului Iisus? Dumnezeu l-a înviat, spune și Marele Pescar Petru, în predica lui, din Faptele Apostolilor. Dumnezeu l-a înviat din morți, dovedind prin aceasta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amen. Învierea morților, învierea Domnului Iisus, mai precis astăzi, învierea Domnului Iisus, Dumnezeu nu l-a lăsat în putrezire, ci a ridicat pe Fiul Său, l-a înviat din morți, dovedind că nu este un profet numai, nu este cum vreau să spună evreii sau arabii, a fi fost și Iisus un profet, a făcut minuni, semne, a avut puteri de la Dumnezeu. Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Celui Viu, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Și n-a putut moartea să-L țină mort pe Dumnezeu. Căci Iisus era viață. Și s-a întâlnit moartea cu El. Peste Iisus erau toate păcatele lumii și de ori mai fi 1000 de lumi, toate le-a luat El. Era încărcat de toate minciunile oamenilor și lucrurile rele. Hristos le-a luat toate asupra Lui. El a fost făcut păcat, zice Biblia, ca să se întâmple ceva, le-a luat toate peste El. De aceea Tatăl a vrut să s-a desplipit de El, că pe El erau păcatele lumii întregi. Și a mers în moarte cu păcatele peste El. Dumnezeu este bun, dar Dumnezeu este și drept. Are o lege a dreptății. Nimeni nu poate muri dacă e nevinovat. Dumnezeu este drept, amin? Hristos a luat păcatele peste noi.
Dar Hristos, Fiul lui Dumnezeu, n-a păcătuit niciodată. N-a făcut nimic ce este rău. Adevărat? Și s-a întâlnit cu moartea care a putut să închidă vinovați, dar nu nevinovați. De aceea scrie în psalm, porți veșnice, ridicați-vă capetele să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat? Astea porți nu se mai deschid. Cheile lor era la moarte, avea cheile morții și a locuinței morților la ea și a închis de la Adam încolo pe toată lumea. Și a venit unul nevinovat, că pe toată terasa n-a găsit Dumnezeu un om nevinovat pe care să-l pună în spărtură. De aceea s-a prezentat Hristos, care n-a făcut nicio vină. S-a umanizat Dumnezeu să ne îndumnezeiască pe noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Și când s-a întâlnit, moartea n-a avut nicio vină. Slavă Domnului Iisus care s-a dus la ea, acolo în moarte. Și i-a luat cheile morții și a locuinței morților la el și n-a putut nimeni să-i facă nimic. Și a împărțit veșnicia în două. Vine la Ioan în insula Patmos și pune mâna peste el, că s-a căzuse jos ca mort și a pus mâna dreaptă peste Ioane, nu te teme. Eu sunt Alfa și Omega. Eu am început totul și cu mine se va termina. Eu voi te încheia. Eu am fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Și cheile morții și a locuinței morților, Ioane, curaj, sunt la mine. Salutăm pe Domnul Iisus. A biruit moartea. El este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a înviat din morți și a demonstrat că El este Fiul lui Dumnezeu. Doi, așa să duci timpul repede, doi. Prin învierea Domnului Iisus Hristos, Sfânta Scriptură, de care vorbesc puțin, că fratele Vasile a spus așa de mult că îl găsim pe Dumnezeu aici, este adevărată. Că dacă n-a înviat Hristos, nu e adevărată. Și tot ce predicăm noi este, suntem niște pierduți. Și cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar Hristos a înviat din morți. Și Scriptura este adevărată. Da, aici îl puteți găsi pe Domnul, pentru că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Atunci le-a zis, de seară, vă rog să explicați mai bine, în drumul spre Emaus, Domnul Iisus i-a mustrat pe doi ucenici care aveau tot felul de gânduri în capul lor și a zis, voi aveți probleme cu Scriptura. Voi aveți probleme cu Biblia. Vă place numai ceva din Biblie. Sunt din ăia astăzi aici care numai ceva ar vrea să modifice Evanghelia, să facă o Evanghelie după, na, vremurile care le trăim. Că dacă tot venim cu aia de mult, de mult și veche, nu mai lucră astăzi. Fraților, Evanghelia e una singură și veșnică și vie și adevărată și ea lucră în toate timpurile. Amen. Voi aveți probleme cu Evanghelia. Nu cunoașteți nepricepuților. Extraordinar. Nu eu zic, Domnul Iisus a zis la 2 și astăzi 9. Și zăbavnicilor cu inima când e vorba să credeți tot. Amin? Tot! Și ce nu ne convine? Și au scris prorocii. Învierea Domnului Iisus Hristos i-a ajuns pe drum, dovedește că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, este adevărată. Slăvit să fie Domnul pentru acest mare lucru. 3. Învierea Domnului Iisus este garanția mântuirii noastre. Thank you. Dumnezeu a trimis pe Domnul Iisus, Isaia îl zugrăvește așa de frumos, 53, nici nu vreau evreii să citească, mai târziu au fost găsite manuscrisele din Isaia 53, care spune că El totuși a luat boalele noastre, suferințele noastre, păcatele noastre, le-a luat asupra Lui. Dumnezeu l-a zdrobit pe Fiul Său pentru păcatele noastre, dar după ce își va da viața, deci scrie Isaia că moare Iisus, după ce își va da viața, va învia din nou, scrie Isaia, 700 de ani înainte de Hristos. Va vedea o sămânță de urmași, va vedea pentecostale de astăzi, Biserica Philadelphia, cum va vedea o sămânță și sufletul lui se va înviora.
El a murit pentru păcatele multora, s-a rugat pentru vinovații, a fost pusă groapa cu cei bogați, dar Dumnezeu îi va da în mână și el se va bucura și mii și mii de oameni, milioane îl vor sluji pe el. El va trăi și va vedea rodul muncii, suferințelor lui. Și una, ești tu o picătură din oceanul ăsta mare de mântuiți, ești tu, ești rodul suferințelor Mântuitorului care trăiește și se bucură în dimineața asta. Slavă Domnului! A treilea lucru este mântuirea noastră care a fost dată prin har, spune Biblia. Apostolul zice în Romani, capitolul 4, versetul 20, de la 22 la 25, spune de credința lui Avram, pune-te, rog, măcar 25, timpul nu ne ajunge, mai studiați Romani 4 cu 25. Deci, fiindcă Iisus a fost dat pentru, din pricina fără de legilor noastre să moară, dar a înviat? Din ce motiv? Că a murit pentru noi și a înviat din cauza că am fost noi socotiți buni de cer, socotiți neprihăniți, sfinți, fără păcat. Dar ce se întâmplă cu păcatele noastre? Le-a luat Hristos asupra Lui și a înviat din morți să ne demonstreze că jertfa a fost bună pentru Dumnezeu. Dumnezeu a zis, a fost suficientă. Jertfa lui Hristos este suficientă ca să fim mântuiți. El a murit pentru fără de legi. Dumnezeu l-a adus la viață și a zis, ai plătit bine, destul. Pot fi sfinți, frații din Filadelfia, și mântuiți. Învierea Domnului Iisus este dovada că-și Dumnezeu ne-a iertat păcatele. Este importantă învierea Domnului pentru tine? Ea semnalizează astăzi iertarea ta, nevinovăția ta, a fost El făcut vinovat ca tu să nu mai fii. Ea se întâmplă prin naștere din nou, deja s-a spus așa un pic la ora de rugăciune, mulțumesc fratelui care a citit versetul din 1 Petru, capitolul 1, noi am fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și a doua forță supranaturală, am stabilit că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este, scrie Apostolul Pavel la capitolul 3, Tit, versetul 4 și 5, scrie a doua forță supranaturală care ne recreează, ne face o natură nouă, ne scapă de aia veche, ne înviază din morți, din păcate și ne face noi. Am zis Tit, capitolul 3, versetul 4 și 5, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus, este bunătatea lui Dumnezeu și dragostea Lui pentru oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, pentru îndurarea lui Dumnezeu, prin spălarea nașterii din nou, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Noi suntem mântuiți prin har. Noi suntem spălați și prin voința noastră, nașterea din nou, la ea participă și voința noastră, stropirea cu sângele lui Domnului Iisus Hristos, care ne-a curățat prin învierea Domnului Iisus și prin mărturisirea de credința noastră. Nu, Dumnezeu a făcut partea Lui, dar trebuie și noi să facem. Romani, capitolul 10, versetul 9 și 10, nu-i așa? Cineva mă aprobă, înseamnă că știe din Biblie. Romani, capitolul 10, versetul 9 și 10. Dacă mărturisești deci pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, n-a rămas în moarte, ești mântuit. Glorie Domnului. Atât. Să crezi, ăsta versetul 6, căci prin mărturisirea cu gura, deci ai tu de făcut ceva. Prin mărturisirea cu gura se capătă neprihănirea. Rostește adevărurile astea, minunea care s-a întâmplat în lăuntru tău și tu ești mântuit, se capătă statutul de fără păcat, nevinovat. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Amin pentru toți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iată minunea mântuirii noastre este aici, icoana aceasta închipuitoare. 1 Petru 3 cu 21, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul care nu este o spălare de întinăciunile trupești, nu apa spală păcate. Sângele Domnului ne curățește de orice păcat. E mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Învierea Domnului Iisus Hristos a adus puterea și șansa
să schimbi, să te schimbi, să devii copilul lui Dumnezeu și să mărturisești public că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și trăiește și viu. Și tu ești mântuit. 4. Învierea Domnului Iisus este încă un lucru pentru noi muritori extraordinar. Fără asta n-ai cum să pleci acasă să nu crezi. Este garanția învierii noastre. Pentru că a înviat Hristos, modelul, etalonul, El ne arată să nu fim descurajați, că vom învia și noi și vom fi asemenea ca El. Amen, amen. Asta, pentru mine, ca un om care mai devreme, mai târziu, și dumneavoastră la fel, într-o sută de ani, niciun copil mic nu rămâne aici. Trebuie la Philadelphia 1500 de gropi, 2000 de gropi. În dealul ăla, dacă nu vine Domnul. Toți de aici. Trebuie să mormântați dacă nu vine Domnul. Dar ne culcăm liniștiți că Dumnezeu care a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi cu puterea sa. Slăvit să fie Domnul Iisus. 1 Corinteni 6:14 scrie asta. Știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi. Împreună cu Iisus ne va face să ne înfățișăm împreună cu El. Învierea Domnului Iisus este garanția să vă duceți, nu supărați. Cum spune Sfântul Apostol Pavel la Filipeni, capitolul 1, la versetul 20, strâns de două părți, era aproape de moarte, scrie la frază, nu vă îngrijorați, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, spune el în altă parte. Acolo spune strâns de două părți, m-aș muta acasă la Domnul. Adică așa de liniștit a văzut el moartea, că zis, pentru mine, dacă mor, m-am mutat acasă. Acasă, cu Domnul. Ar fi, ar merita să zicem oameni, mult mai bine. Amen? Credeți toți la fel ce zice apostolul aici? Atunci nu o să ne tânguim prea tare, copiii dragi. Când plec, le-am spus la copii, eu mi-am făcut și toată ceremonia de mormântare. Le-a rămas vorbele și continuu să le spun că așa să facă. Pentru că eu mă voi muta acasă și tu la fel. Și știi unde, la ce casă, la ce adrese? La Domnul acasă! Credeți-mă că e mult mai bine decât în lumea asta a bârfelilor, a bajocurilor, a suferințelor, a tăiat și operat, judecat de toată lumea. Când voi sosi acasă, acolo, voi vedea tinerei din aia care a fost la groapă numai. Voi fi acasă la Domnul și așa e mult mai bine. Deci asta a aranjat Domnul Iisus prin învierea Lui. Domnul Iisus trăiește. Este viu. Ferice dacă poți înghiți aceste adevăruri. Să fii un om liniștit, nestresat. Nu știu, ai multă avere, n-ai, nu contează. Să fii liniștit că dacă pleci de aici, te duci acasă la Domnul. Și mult mai bine. Asta a făcut învierea Domnului Iisus. Numărul 5, numărul 6 și numărul 7, pentru toate aceste trei puncte, citesc câteva versete din Biblie care le argumentează pe toate aceste trei, 5, 6 și 7. Toate citesc câteva versete și plec de aici. Mă duc pe scaun. Până învierea Domnului Iisus este garantată răpirea bisericii. Până învierea Domnului Iisus este asigurată reîntâlnirea cu cei dragi. Cu tata, cu mama. Învierea Domnului Iisus a rezolvat problema asta. Reîntâlnirea și întâlnirea cu Domnul. Prin învierea Domnului Iisus este garantată veșnicia noastră. Este importantă învierea Domnului. Ce sărbătoare! Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință de cei ce au adormit. Nu faceți probleme. Că ceilalți oameni, liniștiți!
Dar ce? Ce? S-au plecat, nu-i mai vedem. Noi la gropile lor. Ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Sunt oameni în lumea asta triști. Care au zis adio. Pe tata meu nu-l mai văd în veci. Alții îl pun într-un borcan, în humă, să mai vadă acolo, în cenușă. Noi nu. Noi nu suntem ca ceilalți. Amin? Nu suntem ca ceilalți. Noi cântăm. Căci dacă credem că Iisus Hristos a murit și a înviat. A înviat Domnul Iisus, e viu. Credem asta, nu? Atunci, fiți atenți ce urmează dacă crezi asta. Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi. Învierea Domnului Iisus foarte importantă. Face o întâlnire extraordinară. Va aduce înapoi pe toți cei ce au dormit în El. Doamne, îi aduce înapoi? Așa scrie aici. Biblia am stabilit că e cuvântul lui Dumnezeu. Vin împreună cu El. Vă aduce înapoi pe toți cei ce au dormit în El, ce au fost pocăiți până au murit. Pune următorul verset. Iată, de adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, dacă vom fi trăit, nu o să plecăm noi înainte la cei ce au plecat înainte noastră. Stați cu minți, a zis apostolul. Nu luăm înaintea celor ce au murit mai de mult. Întâi vor învia cei morți, cei ce au dormit în Hristos. Câtă liniște pentru mine, pentru copila lui Dumnezeu. Sunt vorbele lui Dumnezeu astea, nu a apostolului Pavel. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și a zis, liniștiți, nu vă stresați. Îi voi aduce înapoi pe toți cei ce au dormit în Hristos. Întâi vor învia cei morți, apoi noi cei vii, care vom fi găsiți în viață, vom fi schimbați. Care vom fi la... Vom însuși Domnul, cu strigătul unui arhanghel, vine un arhanghel și strigă pentru Domnul, purtătorul de cuvânt a Domnului, și cu trâmbiță, cu o goarnă așa specială, care nu a mai cântat niciodată, cântă învierea. Ferice de poporul care va cunoaște glasul trâmbiței. Există o melodie a învierii și o să o înțeleagă numai copiii lui Dumnezeu, restul rămân în moarte, în mormânt. Aia ce vor înțelege glasul trâmbiței vor învia, vor ieși afară din momente. Credeți Evanghelia ca mine, așa, sau să eu paralel? Va învia toți mântuiții? Și noi vom fi schimbați aici. Și răpirea. Vedeți, dacă crezi că a înviat Hristos, va fi răpirea. Vom fi răpiți toți, luați din lumea asta pierdută. Și ne vom întâlni cu Domnul în văzduh. Și vom fi 100 de ani cu El. Nu mă lăsați, așa e, nu mă lăsați. Vom fi de atunci pururea și în vecii vecilor, împreună cu regele nostru. Hristos a înviat din morți. De aceea va fi înviere, de aceea nu ne stresăm, de aceea va fi răpire, de aceea va fi înălțare de aici, de aceea va fi întâlnire cu sfinții care au mers înainte, va fi întâlnirea cu regele nostru, cu Iisus care trăiește. Și am zis că veșnicia, totdeauna cu Domnul. Amin.